Turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova va avea loc pe 15 noiembrie 2020. Se vor duela Maia Sandu și Igor Dodon. M-am gândit zilele acestea că Republica Moldova nu are nevoie de președinte. Această funcție este un business de familie pentru o persoană. Suntem puși în fața unei dileme. Din două rele să alegem una bună. De ce zic așa? Președintele este o funcție de fudulie pentru o țară. Este o floare la pălărie sau o pană de păun pe capul unui coate goale care se dă mare fanfaron, în cazul ăsta fanfaronul Republica Moldova, o țară săracă. Având președinte, noi trebuie să mai suportăm pe banii munciți încă o instituție care doar tulbură mințile și viața oamenilor. Populația din Republica Moldova este împărțită în două tabere. Una e cu Dodon, altă tabără e cu Maia Sandu. Însă, corabia țării se bate de țărm, fără să plutească. Președintele nu rezolvă nimic pentru țară, dar face atâta zăzanie în casele și sufletele noastre. La ce ne trebuie această durere de cap? Parlamentul face legi și reprezintă clasa politică pe care tot nu o avem, spre regret, fiindcă nu avem tradiții seculare și nu avem partide școlite în doctrine clasice. Partide și partiduțe făcute la repezeală care pur și simplu propulsează pe cineva, avem. Așa mergem de la o legislatură la alta. Deputații migrează prin partide fără pic de rușine. Se vând și se cumpără ca pătrunjelul la piață. Deci, noi nu avem clasă politică. Guvernul este cel care muncește. Și de capul lui se sparg toate oalele și toanele președintelui și parlamentului. Guvernul trebuie să muncească, că asta este menirea executivului. În plăcere, cu dăruire, fără valuri tsunami, iar președinția, mărul discordiei, trebuie desființată. Cum? Soluții sunt mai multe. Să vină la votare toată populația, dar să-i taie pe ambii candidați. Toți alegătorii, alegerile vor fi nevalabile. A doua zi, tot poporul să iasă în stradă cu o singură lozincă. Nu avem nevoie de președinte. Să spună tot poporul într-un glas, nu vrem să plătim din sărăcia noastră luxul cuiva. Sub această presiune, Parlamentul să pregătească o lege pentru a desființa președinția. Ideal ar fi această soluție, dar nu se va întâmpla acest lucru aici și acum. De ce? Populația este împărțită în două tabere. Este gata să se bată frate cu frate, soră cu soră, numai că ori Dodon, ori Maia Sandu să ajungă la putere. Că președinția este o instituție inutilă, nimeni acum nu pune în calcul. Fiecare aripă vrea să-și aducă pe tron candidatul preferat. Este imposibil să informezi fiecare alegător despre această opțiune. Deci, poate este o utopie și rămâne pe alte timpuri mai bune, când populația din Republica Moldova se va maturiza și va înțelege că nu avem nevoie de președinte. A doua variantă este ca Maia Sandu, care se consideră onestă, să câștige alegerile, dar să facă ceva concret pentru biata noastră țară, ca să putem tolera această instituție sau să fie inițiatoarea de a desființa această instituție, care la moment este doar un business de familie pentru o persoană, care 4 ani este purtată cu alai și țuruiece, iar noi ne alegem doar cu mudra din 3 degete. Vă răspund cum putem trăi fără președinte. Republica Moldova este republică parlamentară, un sistem în care gradul de putere executiv al președintelui poate fi semnificativ, mic sau inexistent. Acolo unde președintele deține puțină putere executivă sau deloc, funcția sa este simbolică. La ce ne trebuiește nou acest om simbolic care consumă valori din
sudoarea populației și Republica bate pasul pe loc sau chiar regresă, merge în regres. Să luăm exemplu de la Elveția, care nu are președinte, dar are sistem directoral ce conține elemente ale sistemului prezidențial și parlamentar. Într-un sistem directoral, un consiliu exercită atât puterea prezidențială cât și puterea guvernamentală. Consiliul este ales de parlament, dar nu este supus acestuia pe durata mandatului. Hai măcar să ne uităm pe YouTube cum este în Elveția și să ne uităm în Republica Moldova. Cât de bine, de bine în ghilimele, este cu președinte. În rest, părerea mea este, după cum am spus, nu are nevoie de președinte o țară săracă, dar suntem nevoiți să alegem un președinte pe capul nostru. Așa este situația reală de azi. Bine, Dodon a fost. Ne arăta ce poate. Ajunge. Să-i oferim o șansă mai Sandu? Cred că da. Cu toate că eu sunt supărată pe ambii, ba chiar și pe actualul Parlament de Republica Moldova. De ce? În 2019, pe când Sandu era prim-ministru, Dodon președinte, au luat pensia doar pentru faptul că locuiesc în diaspora. Pensia mea muncită, timp de 40 de ani, bătuți pe muchie, plus toată copilăria petrecută în tutun. Ei acum vin în fața noastră și promit marea și sarea. Nu cred că voi vedea pensia în curând, indiferent cine va veni la putere. Rusia, cea dragă a lui Dodon, nu procedează așa cu cetățenii săi din afara țării. Oamenii se prezintă la ambasadă și își confirmă existența, primesc pensia. În Republica Moldova hotărât să ne ia bucățica muncită. Acum mă gândesc, la ce-mi trebuie mie președinte, dacă el își pedepsește poporul atât de crunt? Acum, puțină istorie din viața președinților din Republica Moldova. În 1990 era la modă un slogan: Mircea Snegur și poporul ne asigur viitorul. În 2020 va fi la modă Maia Sandu și poporul ne asigur viitorul. Ce au ambii în comun acești oameni? Ei, ambii au inițialele la fel. Mircea Snegur, MS. Maia Sandu, MS. Ambii fac istorie ca primul președinte al Republicii Moldova. Mircea Snegur a fost primul președinte în anii 1990-97, iar Maia Sandu ca primul președinte femeie. Sperăm să fie așa. Sperăm Republica Moldova să aibă viitor. Însă, fraților, mai este un element foarte important în această campanie electorală și constă că din toată afacerea asta trebuie să iasă câștigat și Renato Usatăi, care s-a clasat pe locul 3. El este acum figura centrală și el trebuie să profite la maximum pentru cariera sa politică. Desigur, dacă nu va fi tras pe sfoară. Doar știm bine că politica are mai multe fețe, iar viața este nudă, este veselă și crudă. Duminică, toți ieșim la votare. Toți ca unul, dăm un vot de încredere pentru Maia Sandu.